Salutare tuturor fraților și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de Topicraft, fraților. Și v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul și de like dacă mai vreți episoade de genul și pe această serie în special, pentru că este o serie care tuturor ne place, pentru că este Topicraft, oameni buni, și nu am sunet la Minecraft. Ok, astăzi o să ne ocupăm de ceva destul de șmecher și business. Astăzi o să facem business, fraților, și uitați-vă la Pink, care nu știu exact ce face aici, dar mă rog. Astăzi o să facem business. Deci Adi mi-a spus ieri că ar vrea să facem un trade legat de albina mea. Deci, în caz că nu știți, am făcut pe live această albină foarte, foarte frumoasă, care, bă, sincer, mie chiar îmi place cum a ieșit. Deci, dacă dăm aici un spectator, putem vedea cam care-i faza cu ea. Avem așa niște scări, bam, bam, urce aici și aici, mă rog, am pus eu la mișto un pat cu, mă rog, mai multe chestii. Ideea e că mi-am dat seama că, bă, multă lume mi-a spus că, frate, să-ți faci o fermă de albine, poți să vinzi miere, să fac shop, practic. Bă, mie mi-e destul de, nu că mi-e lene, dar nu știu, nu prea mă pricep eu la ferme și chestii, adică mie îmi place să fac ce astea de le știu deja. Vreau să încerc să fac și alte ferme, dar, nu știu, nu prea am avut până acum chef de, gen, să mă bag la creație cu ferma de albine. Și mi-a zis, adică, bă, vreau eu să fac o fermă de albine și ar vrea, practic, să cumpere albina asta mea ca să vândă mierea. Deci, da, deci o să mergem la el și o să vedem care e faza și poate facem un contract și o să-i dăm albinuța lui Adi să vedem ce spune. Ok, băi, Luca, am venit să trag pe dreapta albinuța ta pentru că îmi place foarte mult și m-am gândit să fac o afacere corectă, aferentă și corespunzătoare cu tine. Ok, ok, asta... Deci vreau să prima dată, fii atent, prima dată vreau să verific și să mă uit la această construcție, să văd dacă este conformă. Zici că suntem la... îți vând apartament, ești nebun? Deci Adi cred că își caută apartament în realitate și de acolo a început să facă și pe Minecraft, ești nebun? El trebuie să vadă... uite, fundul ăsta, nu prea știu cum să-i fac, sincer. Dar eu zic că... e mișto, mie îmi place. Da, e gen polenul. Da, e făcută foarte mișto. Da, am uitat să văd și intrarea în shop cum ar veni. Ia, deci vii așa sus. Viitorul shop. Oamenii vin aici, okay. Și aici e un pat și niște chesturi. Bă, interes. Bă, de făcut shop s-ar putea face un shop. E chiar foarte interesant făcută. N-ai nevoie de mult spațiu, știi? Și astea oricum poți să le scoți, chesturile cu 400 de așa de model. Știi care, care e chestia? Că îmi place că ai făcut și geamuri pe lateral. Chiar păi asta, asta e mișto la ea, da, da, da. Vezi așa, bă, și vezi că se continuă cu astea. Vezi că am văzut că e făcut culoarea, da. Da, 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 e mișto. Ia zi, bă, Luca, cât vrei, bă, câte sute costă? Câte sute? Fii atent, Adi, bă, eu am un sute, preț, așa, e vorbă. Am un preț pentru tine, dar vreau să facem un contract ca să fie totul legit. Am nevoie să facem un contract pe care o să-l semnăm amândoi, ok? Și mă gândeam la prețul de un stack întreg de diamante. 64 de diamante, domnule. Da? Acum mă duc și mă scormonez de diamante și ți-l dau imediat. Se scormonește, pentru că știi de ce? Nu e cine știe ce building, dar e spațiul ăsta în primul rând. Tu practic cumperi și terenul. Asta e faza. Fii atent, Luca, vreau să am eu o altă propunere pentru tine. O altă propunere? Să văd dacă ești mai interesat de propunerea asta. Fii atent. Ok, dacă e vorba de un spațiu, s-ar putea să fiu interesat. Ia uite-l. Spațiul ăsta să facem trade, zici tu? Da. Și îți dau doar 32 de diamante. La asta mă gândeam și eu, că totuși asta a mea deja e construit ceva aici. Îți dau 32 de diamante și îți dau și spațiul ăsta. Ok, asta... Eu zic că e afacere bună. Asta sună chiar o afacere bună. Eu cred că... ok, Adi, știi ceva? Ai un deal din partea mea, ai un deal. Deci eu zic că... Chiar batem palma. Hai, amice, îți batem palma. Gata, 3, văzut, 2, palma 1... acolo. Asta gata. Zic. Bă, vezi că, așa, vezi că e chiar mișto. Adică bine, aici o să fie albina asta, dar gen oricum se vede, o să se vadă ce e, pentru că e mai sus. Știi că asta e chestia, o să se vadă mișto. Și eu zic că zona chiar e bună. Eu fac deja afaceri cu imobiliare pe aici, cu terenuri, cu nebunii. Vezi că, bă, dar vezi că e chiar mișto ideea asta, frate, cu mie mi se pare mai interactiv așa, să ne dăm terenuri și așa. Da, și da, chiar, da. Bă, știi care e faza? Eu chiar mă gândeam la chestia asta, că, bă, efectiv, gen, ai luat și zona aia lui Rodby, am văzut și eram, body se extinde pe toată harta aici, nebun, gen, dacă mi-a și albina și mai are și spațiul ăsta aici, e insane, e tot spawnul lui. Dar așa păi, e... asta e chestia, că m-am gândit că ți-ar trebui și ție o zonă. Da, păi asta mă gândeam, că nu prea mai am zone și vreau și eu să mă... mai trag și eu pe dreapta niște diamante. Păi ce face, facem contract? Nu facem niciun contract. Nu mai facem contract? Și asta e zona mea și gata. Avem dovada
video. Dovada video, ce vrei mai mult de atât? E mai... Și o să sparg ăsta sign-ul și o să pun aici. Da, mă rog, cum vrei, cum vrei. Teritoriul. Așa, momentan o să închid aici shop-ul, pentru că nu e, nu o să fie gata. Da, și... da, da. Să te bucuri de albinuța ta, de eu zic că ai și destul de șmecher. Dacă te aștept cu ceva, am stat cred că 50 de ore să-i fac aripile alea. Aripile, doar aripile, uită-te la ele. Deci chiar m-am chinuit. Deci, nu, no, aripile alea, deci era handicapată rău de tot albina mea. Trebuie să recunosc. Dar vezi că, vezi că se prind, vezi că e mișto rău făcut albina asta aici, că mai e și o cadea mare, știi? Seamănă mai mult cu o floare a cadeaua asta. Da, bine, sunt curios cum o să fie când o să termine Pink cu Silent. Știi ce-mi ziceau băieții? Fii atent, hai să-ți dau o idee dacă vrei tu să te bagi la creație cu ea. Deci, practic, băieții îmi ziceau să fac o floare și să urci, gen să-i spargi ăsta și să urci prin tulpină, cum ar veni, pe tulpină sau prin tulpină și să fie ea pe o floare. Ori asta, ori să-i faci o floare aici în continuare. Uite aici, spațiul ăsta l-am rezervat eu pentru albinuță, uite. De în continuare. Asta, adică, e și zona asta de aici, adică da, e da, toată da. Zona păi asta până... cu ce-i sub ea, știi? Da, da, da. Asta mi se pare șmeche, de-aia mi-a plăcut zona asta. Fii atent, știi ce vreau să mai fac eu, Luca? Ia zi. Să vezi ce antreprenori sunt. Deci fii atent, avem shop-ul de becuri cu becuri acolo fix, fix la intrare. Shop-ul ăla de becuri, știi care e chestia cu el? Că pot oricând să-l schimb, pot să fac ce vreau, că e da, terenul corect, meu și ce vreau acolo. Eu ce vrei să-l muți? Nu vreau să-l mut, nu vreau să-l mut, lăsăm okay. acolo, că poate vine... Poate vine o altă idee și facem altceva. Fii atent, avem shop-ul ăsta de artificii pe care o să-l abuzeze toți de pe serie, sunt ferm convins. Da. Și fix aici, fii atent, fix aici, jos de tot sunt niște oi. Deci jos de tot sunt niște asta, oi. Aici erau oile lui Rodby? Da, mă, da, aici, aici oh sunt my god, chiar Rodby. Întrebam pentru că eram gen what the fuck, cine a omorât oile alea că aveam și nevoie gen... și mai trageam pe dreapta așa. Fii atent ce vreau să fac. Vreau să fac un shop din ăsta automat cu lână. Deci se iau toate cu lână. Da, știu, știu asta. Și faci cu minecart-uri din alea care taie lână de pe ele? Nu, cu mai, nu, nu minecart-ul le taie, dispenserul le taie. Dispenserul, dar era minecart-ul care le strânge sau nu știu ce face. Facem un shop aici lângă, da, minecart-ul le strânge. Dar nu e nevoie că oricum un pică imediat sub ăla și le ia. Aha, nu, că am văzut și eu chestii de genul, da. Da, da, da. Și gen, facem, fac și shop-ul ăsta de lână aici, am și ăla de becuri care nu prea merge atât de bine, dar ăsta de artificiu să meargă bine, avem și ăla de... Bă, vezi că becurile, eu zic că long term merge, adică el ca construcție arată bine, adică n-ai de ce să-l dai jos neapărat. Da, da, da. Și gen, nu e o chestie pe care să o cumpere lumea imediat neapărat, dar în timp eu zic că lumea gen mai degrabă să... Să aibă, uite deja am vânzare, 4 diamante aici. Da, uite, vezi, uite, mai 3 aici. 3 diamante aici. O, ce ziceai, bă, că nu cumpără lumea? De unde ți-ai ce cumpără lumea, frate, direct becuri? Adică mie mi se pare mai profitabil să iei direct. Păi cumpără direct becuri, fii atent, cumpără direct becuri pentru că... gen la astea zi, la glowing sack-uri, trebuie să faci glass. Da, păi și ce e așa greu? Știi? Păi bine. E greu, că stai să te duci, dar adică dacă ești mai comod, vii direct și iei becurile gata făcute. Da, ai dreptate aici, ai dreptate aici. Adică e și asta, e și asta. Mamă, dar o să fie insane când o să fie deci mai multe shop-uri și de-astea. Eu am și zis, frate, deci eu sunt, deja mă văd mare antreprenor și o să fiu, cred că, și mai bogat de pe seria asta. Ok. De artificii, atâta vă zic. Bă! O să vă cumpăr pe toți, vă cumpăr. Sincer, atâta și eu vreau, mă, Adi, eu vreau să-mi bag la shop-ul ăsta chestia așa troll, fii atent. Vrei să zic o idee pe care vreau să o fac, dar mi-a fost silă? Deci vreau să bag aici, eu am foarte multe music discuri și vreau să stau, să bag un dăsta și să redenumesc fiecare music disc cu o chestie manele troll, vechi, știi? Manele vechi, manele și numai de-astea, știi? Și lumea cumpără că e troll, adică e așa mai mult de roleplay, da, nu că trebuie. E amuzant, dar știi care e chestia cu, că parcă shop-ul nu reprezintă place? Music discuri. A, păi nu e doar music discuri, eu ți-am zis una dintre idei, dar shop-ul meu, eu am făcut burgerul ăsta care mă reprezintă pe mine, ok? Deci burgerul ăsta mă reprezintă pe mine. Eu nu pot să cred, eu te răzvănică. Da, lucrează și el aici, nu știi? Răzvănică lucrează cu Insanity la grătar? Da, 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 păi s-au băgat la creație și aici, uite, avem acolo meniu. N-ai văzut meniu? Preparate basic, premium, doamne, Dumnezeu, meniu plus cartofi. N-ai văzut meniu în Ocivanu? Nu, stai să văd, meniu în Ocivanu. Morcov de aur cu cartofi, vegetarian. E vegan, Nocivanu. Vezi că e mișto dacă ai face și ai adăuga genul și mâncare din aia din meniul ăla. Bă, deci tu știi ce am vorbit cu Sami?
Există un data pack pe care noi chiar putem să-l băgăm pe serie Junie pentru mâncare. Versiunea asta cu peste 100 de tipuri noi de mâncare. Tu îți dai seama cât de insane ar fi mișto. Pentru roleplay? Chiar ar trebui să vorbim cu Sami să băgăm ăla, sincer. Ar fi catering, ar fi și catering. Și sus vreau să fac restaurant. Zic, fii atent. Stai așa să restaurantul sus acolo, ia. Da, pe sus aici. Nu mai e ce să mi arăți. Nu, păi nu, adică voiam să explic gen ideea. Aici sus o să fie restaurantul și o să stea gen practic aici niște măsuțe aici. Da, mă, și terasă, vezi că e șmecheră. Asta e așa simpluță, nici nu se vede urât. Știi, înainte făcusem niște stâlpi aici. Făcusem cu niște stâlpi, dar se vedea urât, gen, știi? Așa se vede mai simplu. Și aici o să vină lumea la restaurant, face niște meniuri ca asta, poate vorbesc cu Sami să punem mâncare din aia și așa. Și jos aici ți-a spus mai multe chestii, troll, vreau să fac, nu știu, music discuri, troll, mai multe iteme din astea. Nu neapărat de utilitate, poate și chestii de utilitate, dar chestii random, știi? Ți-am arătat staff-ul. Cum l-am făcut aici, bam, bam. Bine, aici nu e mare chestie, dar gen aici vii și mă gândeam să-l decorez eu cu un televizor, o canapea, dar n-am mai stat să fac. Da. Ia, și aici? Aici vii să colectezi astea. Practic, aici se strâng automat diamantele. Aici ești diamant acolo. Păi ești de la tine. Da. Doamne. Vreau să plătească lumea direct aici. Bine, mă, Adi. Asta am vrut să vorbesc cu tine. Am plăs pe dreapta acolo. Sincer, mă bucur că am bătut palma. Adică, eu nu cred că găseam... Nu cred că aveam chef să stau să fac neapărat fermă de albine și chestii. Adică știam că tu te ocupi mai bine oricum. Și așa mi-am tras și eu un teren oricum. Adică nu pot zic că am pierdut și știi. Mă, s-au băgat băieții la creație la asta, ești nebun? Mă, s-au băgat la creație, da, eu. Mă. Da, deci chiar mă bucur că am bătut palma cu ăsta. Am făcut afaceri și poate o să mai ne întâlnim noi la niște afaceri. Doamne, desigur că o să fii atent, că o să mă bat la creație să mai hai, te pup, Adi. Baftă în afaceri, pa. Doamne ajută și mersi la fel. Ok, fraților, acum că am făcut deal-ul ăla, eu zic că a venit momentul să punem niște CD-uri la shop, ok? Deci eu zic că a venit momentul. Deci vreau să iau toate CD-urile astea și să le facem cu nume troll. Deci practic vreau să pun, uite, de exemplu ăsta care e cu verde așa, să punem, fiți atenți, facem așa, facem Ice Silent Topicraft. Deci astea o să fie Ice Silent Topicraft, toate CD-urile astea așa. Și o să facem mai multe copii și uite, mai avem și de-astea așa, zic cu galben, și o să punem asta Gani. Deci Gani, fiți atenți, Ganicus, stai așa, cum se scrie Ganicus? Ganicus 96, Gani. Asta da. Asta e mișto, asta e ce trebuie. Deci, practic, avem Ganicus 96, Gani, și ai să-l în Topicraft. Și acum o să le redenumim pe toate, să fie așa troll. Ok, băieți, hai să facem recapitularea. Deci avem așa, avem ai să-l în Topicraft, mai multe copii. Ok, deci avem așa, bam. Și după avem Gani. Rodby, cu I hate pink pe fit. Bam, mai multe copii. Și avem aici una care este OG. Avem o singură bucată pe Minecraft cu Golani, în paranteză OG, pentru că asta nu are multă lume, ok? Asta este, e prea clasică. Și o să mergem la shop și o să punem multe și pe silent. Ia da mare bucată. Am vrut să mai dau o bucată asta. S-a putut, asta este. Bun, continuând, o să venim aici la shop. Spargem asta și punem aici muzică pentru Golani. În paranteză, o să punem 5 diamante bucata, nu. 4 DMD bucata. OG egal 10 DMD. Deci facem așa. Pentru că astea sunt așa mai common, dar ăsta e rar. Pe Minecraft cu Golani e rar, ești nebun. Deci ăsta trebuie plătit ca lumea dacă vrei să le cumperi. Și practic avem muzică la shop. Ce mai vreți mai mult de atât? O să bag mai multe CD-uri și de alea. Nu știu cum are Nocivanul. Parcă avea Nocivanul niște de alea, niște CD-uri nefolosite. Chiar sunt curios. Ia să mergem, dăm o tură până la shop-ul lui. Dar parcă le scosese. Nu știu cum are chestii la shop. Dacă are CD-uri, e bine, le cumpărăm. Opa! Da, tata, are CD-uri. Ești nebun și cât costă? Manele tari? Fiecare slot... Cred că e un diamant, nu? Cred că e doar un diamant. O să le luăm și pe astea două. Bun. Și o să le bag la shop la mine. Ok, nu știu dacă să le las așa, gen astea care sunt la fel, să le pun același nume sau să le pun câte un nume diferit la fiecare. Nu știu. O să vedem.
Momentan am pus așa mai multe, dar cred că cam atât a fost cu episodul de astăzi, băieți. Deci spuneți-mi ce părere aveți de trade-ul pe care l-am făcut pentru albinuță. Deci acum albinuța asta este a lui Ganicus. I-am dat-o lui și noi am luat spațiul ăsta plus 32 de diamante. Ceea ce este destul de bine, zic eu. Adică mie mi se pare un trade bun. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți de asta. O să mai fac... O să mai fac eu niște schimbări la shop, o să punem mai multe chestii, dar dacă v-ați uitat până aici, nu uitați să lăsați și voi un like și un subscribe. Nu uitați că diseară la ora 8 o să fim live cu Topicraft, o să mergem și o să facem rost de Netherite pe live, frate. O să ne băgăm la creație și o să minăm până o să facem pe live rost de tot ce ne trebuie ca să ne facem și noi un full Netherite, că deja băieții sunt full Netherite și eu nu am nimic și sunt foarte, foarte sărac, ok? Deci cam atât a fost cu episodul ăsta, v-am pupat, dați un like și un subscribe de urgență și ne vedem și noi diseară pe live. Pa, pa!